De ce e nevoie ca să ai 10 pe linie? Trebuie să muncești mult și să te concentrezi. Atenție și totul e bine. Ai făcut și meditații? Da. Ai vrut tu sau au vrut părinții? Și eu și părinții. 10 română și 10 mate. Ai muncit mult pentru aceste note? Cam tot anul. Și meditație? Da. Fără meditație ai fi luat? Nu, nu cred, adică puțin probabil. Aș fi luat probabil tot 9 și ceva, dar nu 10-10, niciun caz. Câte la mate? 9,75 la mate. Și frate, faci contestație la... De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Bine, am pace. De ce plânge? A luat puțin la română, a luat 90 și se aștepta să ia mai mult pe 90 la română. Și nu pot Cred că te așteptai la mai mult, cel puțin așa am văzut. Da. Și de ce nu te pui contestație? Mă mai gândesc deocamdată. Ce rezultate ai? 6,65 română, 9,45 mate. Te așteptai la mai mult? La română, da. La compunere și cred că la partea a doua puțin. Ce vei face mai departe? Te ajută media să ajungi unde? Da, mă ajută. La Eminescu Bilin franceză. 9,45 la română. Deci mi-este 9,40 aia. Gata, l-am găsit. Ana, ai cât de zis? Da, Ea nu vede ce este. Ea se bagă pe niște căi ocolite, așa. Da. La matea la 9,75 la rog. Ia zi mă, de ce tău păi așa? La 9,27. Bravo! Mi-e de exact. La 9,75 la matea și... Bravo! Bravo! Da, da. Da. Cui ai dat vestea? Mama. Și ce-a zis? Că am luat bine. Eu vreau să dau la HD la Mate Info. Și media finală te ajută? Da, pe a fost 9,27 și am 9,60 medianilor. Deci ai medie de HD? Da. Dar spune și mie, ai făcut pregătire pentru notele astea? Da, m-am pregătit. Am făcut, cred că am stat vreo 3 ore pe zi la ambele. Fără pregătire suplimentară? Fără pregătire suplimentară fără crezi că... Nu, fără pregătire suplimentară n-ai. E foarte greu. Da, pregătirea suplimentară ajută mult dacă ai profesor bun. Ce te-a tras înapoi la media finală? Română sau matematică? Română. Am luat
9,75 la matematică și 8,80 la română, pentru că am greșit un exercițiu cu silabe. Sunt fericită că băiatul meu este, a fost, de fapt, a terminat cu media 10, clasele 5-8, ca șef de promoție și acum obține la limba română 9,55, iar la matematică 10. A greșit puțin la română, dar asta este, se mai întâmplă. Ce înseamnă pentru un părinte primul examen din viața copilului? Nici nu pot să vă descriu. Nu pot să vă descriu în cuvinte. Foarte, foarte mult stres pentru mine. Și am muncit mult cu el, că este foarte emotiv și a trebuit să muncesc cu el din punct de vedere moral, ca să stăpânească emoțiile și să fie emoții constructive și nu invers. Și cam atât. L-am ajutat. Începând cu clasa 1, am fost alături de el și l-am îndrumat tot timpul, l-am verificat și a fost bine. Am fost mulțumiți întotdeauna de rezultatele lui și de comportamentul lui. Un copil bun. Nu,